ați revenit la un nou filmuleț. Acum încep dimineața așa de pe drum, merg să o duc pe Sara la grădiniță. Este aici foarte aproape de noi și afară a început să plouă așa puțin. Nu este frig, doar că plouă puțin. Imediat vă arăt și pe Sara. Tiru și Sara aici, care este foarte încântată că merge la grădiniță. Gata, am lăsat-o și pe Sara la grădiniță. Am ajuns acasă, m-am și schimbat între timp. Iar acum o să mă apuc să fac curat pe aici. Nu am foarte multe de făcut. Va trebui să dau cu aspiratorul și trebuie să spăl vasele, pentru că seara am mâncat destul de târziu și nu le-am mai spălat. Așa că cam asta o să fac eu. Acum am pus să fac și mâncare, am pus să fac niște coaste de porc și o să prăjesc eu niște cartofi înainte să vină Răzvan acasă și o salată. Cam asta este ce o să mâncăm astăzi. Și câteva persoane m-au întrebat despre programul Sarei și cât plătesc la grădiniță. Sara stă până la 4, doar vinerea stă până la 1:30. Nu știu exact cât plătesc, pentru că încă nu am plătit până acum. Este prima, cred că este a treia săptămână care merge. Da, a treia săptămână și încă nu am plătit. O să văd eu când o să mi se tragă banii de pe card. O să vă și spun exact cât plătesc. Și mâncarea, nu știu, iarăși, pentru că eu am făcut să primească mâncare, îi dau de dimineață eu pachetele de acasă, dar la amiază primește mâncare de acolo, li se aduce de la restaurant și la fel nu știu cât plătesc. La creșă plăteam undeva la 40-42 de euro pe lună. Acum nu știu cât o să plătesc, dar din câte știu eu, la creșă primea jumătate de meniu, aici primește meniu întreg. Da, o să vă spun eu exact. Dacă ar fi să primească meniul întreg, asta ar însemna că ar trebui să plătesc undeva la 80 de euro pe lună, dar nu cred lucrul ăsta. Deci, cel mai sigur o să vă spun eu când o să încep să plătesc. Oricum, aici statul te ajută pentru grădiniță, adică primești o parte din bani. Eu la creșă plăteam undeva la... nu mai știu, cred că dădeam vreo 80 de euro, iar restul veneau de la stat, pentru că grădinița o plătești în funcție și de salariu și nu știu ce calcule fac ei acolo. Cred că trebuia să plătesc undeva la 280 de euro, 300 pe lună și mâncarea. Și eu plăteam undeva la 80 de euro pe lună plus 40 de euro mâncarea. Acum o să vedem la grădiniță. Da, astea fiind spuse, sper că v-am lămurit cât de cât. V-am spus, o să revin eu cu noi informații când o să aflu exact cât plătesc la grădiniță. Da, acum merg să mă apuc de treabă și ne auzim mai târziu. Am pus aici și coasta la prăjit. Miroase foarte, foarte bine. Eu am luat direct așa condimentată. O să mâncăm asta și o să mai fac eu cartofi și salată. Dar pentru Sara o să fac această pizza. O să mai adaug eu niște prosciutto cotto, pentru că ei genul ăsta de pizza îi place și doar prosciutto cotto sau așa simplu. Gata, dragilor, eu am terminat treaba. Acum este momentul meu de relaxare. Pat! Sunt aici cu pisicuța. Mi-am pus să mă uit la Schimb de Mame pe YouTube, am pregătit și hainuțele Sarei pentru mâine, am terminat și cu călcatul, acolo i-am lăsat haine ca să o îmbrac când vine de la grădiniță și mai am aici un pisoi care doarme și el, este foarte obosit. El doarme tot timpul în locuri unde sunt acoperite, gen sub pătră, sub pernă se bagă uneori, ea nu. Îl deranjează lumina și caută tot timpul să stea la căldură. Da, și cam
Cu asta o să mănânc eu după amiaza, mă uit la televizor până o iau pe Sara la ora 4. Sara a venit de la creșă, a făcut de la creșă, de la grădiniță, a făcut baie, iar acum colorează și vreau să vă arăt și vouă cât de frumos colorează. Nu depășește spațiile. Și... Wow! Bravo! Foarte frumos! Bravo! Nu depășește spațiile și... Asta am învățat de când merge la grădiniță. Făceam și eu cu ea acasă, doar că pe mine nu prea mă asculta. Iar acum de când merge la grădiniță, a început să facă mult mai multe lucruri și a învățat cum să facă și chiar a ascultat. Și îmi place foarte, foarte mult cum se descurcă. Acum am venit la bucătărie, o să mă apuc să fac chili cu carne. Am luat aici condimente. Am aici fasole roșie, carne tocată. Sunt și cu Sara, bineînțeles, pentru că vrea să mă ajute, așa-i? Și o să mai fac la chili cu carne, o să mai fac eu orez. Și o să servim cu... chili con carne. O să mai adaug eu ceapă și ardei gras și o să pun la călit, după care o să adaug carnea, o să adaug fasolea, o să pun și condimentele. Da, iubire, e bun? Bravo! O să adaug și condimentul ăsta și cam atât cu fasolea noastră. Da, nu pune mânuța, Sara, nu pune mânuța să nu te frici, ok? Aia e tu. Da. Am lăsat-o pe Sara să facă un pic aici, pentru că de toată săptămâna tot zicea că vrea să facă niam-niam cu mine. Și astăzi am lăsat-o să mă ajute. Una de făcut și mâncarea cam așa arată. Am făcut și orez și aici este chili cu un carne. Sarei am pus înainte să adaug chili. Și cam așa arată. Avem și porumb, pentru că acel plic pe care l-am adăugat are și porumb în el. Și asta este ce o să mănânce Sara și ce o să mâncăm și noi în această seară. Gata, dragilor, am ajuns și la finalul clipului. Noi o să închidem filmulețul aici și o să ne auzim în următorul filmuleț. Între timp eu mi-am făcut și unghiuțele. De această dată mi le-am făcut eu, pentru că Răzvan lucrează dimineață și nu avea când să mă ducă. Așa că mi le-am făcut eu. Urmează să merg eu să-mi pun genele, să văd săptămâna asta. Dar da, o să vă iau și pe voi cu mine. Da, cum vă spuneam, închidem filmulețul aici. Nu uitați, dacă v-a plăcut, să-mi dați un like și să vă abonați dacă nu ați făcut-o până acum. Pa, pa!